Bună ziua, dragi ascultători! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Superfit, o emisiune dedicată tuturor celor pasionați de sport, pasionați de performanță și, nu în ultimul rând, pasionați de nutriție sportivă, de felul cum ne hrănim pentru a ne crește performanțele fizice. Vă reamintesc pagina noastră de Facebook, facebook.com/emisiunea.superfit, acolo unde dacă aveți întrebări sau doriți să faceți comentarii în legătură cu subiectele emisiunii, vă aștept cu drag. Astăzi este un moment deosebit prin faptul că se împlinește un an de când realizez această emisiune. Anul trecut, pe vremea aceasta, cu emoție, începeam să transmit informații despre nutriție sportivă aici la Sport Total FM. Iată că a trecut un an, în jur de 45 de emisiuni realizate, dacă nu mă înșel. Sper să mergem în continuare tot în acest ritm. Și pentru că este un moment aniversar, m-am gândit să schimb un pic, să zicem, șirul obișnuit al emisiunilor și să aduc în studio un invitat special, schimbând un pic și temele de discuție. Dacă până acum am tot discutat despre nutriție în diverse forme, astăzi vreau să lansez o emisiune despre pregătire fizică, despre cum ne pregătim pentru un maraton. Știți probabil că pasiunea mea este alergarea, mai precis alergarea la maraton și la fel ca oricare alt sportiv, amator, evident nu cu pretenții de performanță, totuși își dorește ceva mai mult și atunci e punctul în care un specialist poate să îți dea câteva sfaturi prețioase și să te ajute să faci un pas înainte către obținerea unui timp mai bun. De aceea, astăzi în studio l-am invitat pe domnul antrenor emerit Silviu Dumitrescu, pe care toți cei care iubesc alergarea și maratonul îl cunosc atât prin lucrările sale, cât și prin performanțele deosebite pe care le-a obținut de-a lungul timpului cu sportivii pe care i-a antrenat. Este mereu alături de noi la toate concursurile importante. Oricine vine la Maratonul Internațional București îl găsește acolo pentru un sfat sau o vorbă bună sau o încurajare pentru cursa care va urma. Dacă tot am adus vorba despre Maratonul Internațional București, care va avea loc pe 4 octombrie, mai avem câteva săptămâni până atunci, exact perioada de pregătire intensă pe care cineva și-o propune pentru a-și îmbunătăți timpul la maraton. Deci este un moment potrivit pentru a afla de la domnul antrenor Silviu Dumitrescu cum ar trebui să se antreneze, ce ar trebui să facă un om, nu neapărat un începător. Vorbim de oameni care au deja ceva experiență în această zonă. Ce ar trebui să facă în această perioadă de, cât să zicem, cred că sunt 10 săptămâni au mai rămas până la Maratonul Internațional București, cum să-și structureze antrenamentele încât să fie totul în regulă și să obțină un timp ceva mai bun ca la anteriorul concurs. Bine ați venit la Sport Total FM, domnul Silviu Dumitrescu. Vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea și vă rog să ne lămuriți. Cum? Ce să facem? Eu sunt un sportiv, vreau să-mi îmbunătățesc performanțele. Cum apuc problema? De unde o? Știu că e multă teorie, dar sper ca dumneavoastră în aceste câteva zeci de minute pe care le avem la dispoziție să faceți așa un pic de lumină în capul meu și al ascultătorilor pasionați de sport. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am intrat într-un studio în care, cu ani în urmă, exista o emisiune în care am fost invitat de câteva ori și mi-aduce aminte de tinerețea mea de acum 3-4 ani. Întrebarea sau dorința pe care o are doctorul ca să încerc aici să vă spun câteva lucruri este foarte vastă. E atât de vastă încât aș putea să spun că poate să cuprindă o carte care am și scos-o în legătură cu pregătirea pentru alergări și pentru efort. Cum se numește cartea și unde o putem găsi pentru cei pasionați? Cartea se numește Alergăm pentru Sănătate, din tainele eforturilor fizice și cuprinde capitole
sau am încercat toate capitolele necesare pentru cineva care vrea să facă alergare. Mai ales că la noi, după cum e și un slogan care se aude pe la televiziuni și pe la radio, faceți mișcare 30 de minute pe zi sau ceva în genul acesta, este, după părerea mea, destul de vag, chiar periculos acest anunț, fiindcă alergarea poate fi socotită ca un medicament, un medicament care are prescripțiile lui, care în momentul când e folosit într-o cantitate prea mare devine nociv, devine periculos, sau prea mică, ineficient. Absolut. Și din cauza asta, pentru a face mișcare, pentru a face efort, pentru a folosi efortul în ideea sănătății noastre, trebuie să avem cunoștințe elementare despre efortul fizic, implicațiile lui sub aspect fiziologic și suntem atunci siguri că nu greșim. În privința asta spuneam să pot găsi în această carte, pe care o puteți găsi la librăria Eminescu din Capitală sau prin comandă la librăria Eminescu și voi căuta aici să vă prezint câteva lucruri. De fapt, s-a cam și concretizat întrebarea conducătorului acestei rubrici, anunțându-vă de la început, cu surpriză, că deși peste 50 de ani am fost antrenor de performări, antrenor care am urmărit în alta performanță, vin aici și propovăduiesc lipsa de performanță. În sensul că greșim foarte mult atunci când ne aventurăm să urmărim să ne depășim performanțele noastre, vorbesc de oamenii mai în vârstă, de, nu de profesioniști, și atunci când încercăm asta, trecem peste anumite limite și uităm că această alergare, această pasiune pentru unii, dar pentru alții această necesitate, trebuie, ca să-și atingă scopurile ei, trebuie să respecte anumite lucruri care sunt uneori în contradicție cu sportul de performanță. Exact asta vreau să aflu de la noastră, unde trebuie să ne oprim ca să nu fie prea mult, dar în același timp nici să batem pasul pe loc. Acum știți și noastră, chid că nu suntem noi sportivi de înaltă performanță, tot mai vrem să mai ciupim un minut la un maraton sau ne simțim mai sportivi decât la concursul anterior. Eu înțeleg foarte bine intenția la început părut ascunsă a modelatorului că se află unele lucruri, dar până la urmă înțeleg că îl interesează direct pentru persoana lui aceste sfaturi. Trebuie să recunosc că, da, mă pregătesc pentru un maraton în toamnă și sunt sigur că vom fi ascultați de oameni care au aceeași dorință să afle cum pot fi mai buni. Sunt chestii de detaliu, pentru că toți alergăm zeci, sute de kilometri, dar poate că nu facem așa cum ar trebui și batem pasul pe loc uneori. El, din fericire, nu face parte din categoria celor care dornic să-și stabilească sau să-și întreacă anumite performanțe, se angrenează în eforturi dincolo de capacitatea normală de suportabilitate a organismului. Spun asta fiindcă de câțiva ani, încep să fie câțiva ani buni de când a fost cuprins de pasiunea aceasta a mișcării și mai ales a alergării, a reușit să cumuleze, să strângă o cantitate de pregătire, să spun așa, care îl face să nu se teamă prea mult că greșește atunci când participă la maratoane, la competiții mai lungi, și când își propune anumite obiective inerente, mai ales pentru oamenii care în viață sunt obișnuiți întotdeauna să aibă un obiectiv, să tindă către ceva și să nu ducă viața de azi pe mâine fără nicio
fără niciun scop direct, fie el că este în domeniul profesiei, a meseriei sau a unor pasiuni pe care, în mod normal, trebuie să le aibă orice om. Spun că e în afara acestui pericol, fiindcă acumulând ani de zile de pregătire, își poate permite, cu pregătirea care o are, să se gândească și la o îmbunătățire de performanță. Absolut. De aceea voi căuta ceea ce voi spune, să nu mă las păcălit ca să vorbesc numai de această categorie de oameni, ci împreună cu această categorie de oameni care fac alergare, care au un fond de bază de pregătire, să pun în gardă sau să pot fi util cu câteva sfaturi și pentru cei care de-abia acum încep sau care, chiar dacă au început de ani de zile, au făcut o pregătire întâmplătoare cu pauze de săptămâni sau luni de zile și care, deși au unele noțiuni despre mișcare, despre efort, despre alergare, totuși nu se pot socoti ca oameni pregătiți de eforturi mari. Și acum să precizez de ce nu este bine. Nu este bine fiindcă scopul nostru în ultima analiză al alergării este pentru sănătate, pentru întărirea sănătății. E scopul primordial și de aici pornind apare și pasiunea, plăcerea pentru alergare și apoi chiar dorința de a te depăși pe tine sau și chiar pe alții. Spuneam că ceea ce este periculos ca aceste dorințe, pasiuni, dorințe de a fi mai bun, dacă nu au o bază de pregătire de luni, aș zice de ani de zile pentru maraton, cum spuneam, nu-și atinge scopul primordial de a întări sănătatea. Mai ales aș putea să spun că avem deformația asta, de fapt, destul de corectă, când spunem efort să ne gândim la inimă, în primul rând. Deși toate organele organismului contribuie atunci când facem efort, prin funcționalitatea lor, să realizăm ceea ce urmărim. Dar, într-adevăr, trebuie inițial să considerăm inima un mușchi, așa cum este în ultima analiză, și un mușchi care trebuie respectat cel puțin cât respectăm ceilalți mușchi ai corpului omenesc. Aș spune chiar mai mult, că dacă categoric se numește ceva cu inima, categoric, dacă se numește ceva cu bicepsul femoral, da, 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 mai... Oricât de grav, renunțăm și la el, Doamne ferește, uneori, da, dar la inimă nu ai cum să renunți. Absolut. Și de aceea trebuie grijă foarte mare pentru inima. E constatat și experimental, dar și oricine dintre dumneavoastră a simțit lucrul ăsta. Dacă începem un efort pentru mușchi al corpului, știu, braț, picioare, efortul de randament mai mare sau ne mai ușor să-l executăm dacă avem o încălzire prealabilă. Asta înseamnă o funcționare a mușchiului respectiv în condiții mai lente ca să îl punem în stare de funcționare optimă. Deci încălzirea este absolut esențială, indiferent de nivelul de pregătire și de experiență. Nu putem începe un antrenament fără o încălzire termică. Ce se întâmplă când un mușchi se pui la efort mare, voit sau fortuit? Atunci poți să capi, așa zice, febră musculară sau chiar să ajungi la cărcei, la crampe musculare și stai o zi, două, trei, în funcție de ce ai pățit, cu diferite metode mai ortodoxe, mai băbești și trece pe cânt la inimă. Lucrul nu e atât de simplu, nu este în două, trei zile ai scăpat de efectul unui efort, iar poate să capete leziuni care să te marcheze pe urmă toată viața. Și nu întâmplător, pomeneam eu și în carte, cunoaștem cazuri
cel puțin întâmplarea sau normalul a făcut ca eu să cunosc 3-4 cazuri de oameni care au făcut efortul urcatului pe scări și fiind obligați să urce o scară, fie că nu mergea ascensorul sau aveau convingerea că le face bine lucrul ăsta, dar cazuri, spun întâmplarea, poate face să cunosc oameni care atunci când au ajuns în capul scării, la punctul pe care au urmărit, s-au așezat pe un fotoliu după care nu s-au mai ridicat niciodată. Da, e trist, dar haideți să ne întoarcem la maratoanele noastre. Eu nu mă las tot, vreau să duc discuția acolo unde mă interesează, da. Pentru că, practic, sunt foarte curios. Părerea noastră, care este structura unui program de antrenament pe termen lung, vorbim de luni de zile? Mulțumit acum că nu m-am lăsat păcălit și v-am tras semnalul de alarmă care e foarte important să le prinde toată lumea care vrea să facă efort. Trecem la subiectul dorit pentru care am impresia că am fost și invitat. Vă spun sigur că pentru asta vreau să scot pentru mine și pentru ascultătorii emisiunii ceva din... Evident, sigur că ați putea vorbi foarte mult pe tema asta, dar așa o sinteză, măcar lucrurile esențiale. Aș putea să vă spun din ce am observat, mergând așa prin parcuri sau din discuțiile cu cei care practică alergarea, mai ales cu maratoniști, cei care le place să participe și urmăresc să alerge la maratoane, am observat că pregătirea lor este foarte statică, foarte monotonă. Monotonă, ăsta este cuvântul. Adică, întreb, ce ai făcut? Astăzi am făcut 3 lacuri. Vorbim de lacul Herăstrău, probabil. De lacul Herăstrău, da. Sau pregătirea lor o concretizează prin distanță sau timp. Ori, din multe puncte de vedere, nu numai al diversității și al monotoniei care trebuie evitată totuși în pregătirea asta, oricâtă pasiune ai avea pentru alergare, pe lângă asta, eficacitatea pregătirii și rezultatelor este mult mai mare atunci când antrenamentul este diversificat. Ce înseamnă asta mai exact? Acum, diversificat din multe aspecte, dar primul, cel mai important, diversificat sub aspectul intensității efortului. Nu trebuie ca antrenamentele noastre să fie plate, adică să aproape toate antrenamentele să aibă aceeași intensitate, distanță mai lungă sau mai scurtă, ci trebuie ținut seama de unele constatări asupra fiziologiei corpului nostru, în special a timpului pentru recuperare după un efort, timpului de refacere după recuperare după un efort. Deci dacă eu ies la alergat și alerg, să zicem, 15 km, nu chiar zi de zi, dar la un interval de timp și așa, la un ritm constant, nu pot să consider că ăla e un antrenament optim pentru a-mi crește performanța. Nu. Așa ca principiu general, adaptarea la un efort este cu atât mai rapidă sau cu atât mai eficientă, cu cât ne apropiem de maximum efortului respectiv. Dar cum organismul omenesc nu suportă să faci întotdeauna maxim de efort, fiindcă nu ai timpul necesar de refacere, atunci trebuie o drămuire a intensității eforturilor, care dacă se apropie de cât mai judicioasă, spun să se apropie, fiindcă am convingerea că nu există antrenor în lume care să aibă ideile perfecte, ideale. Absolut. Munca de antrenor este să greșești cât mai puțin, după părerea mea. Și în felul acesta, făcând o intensitate mai mare la un efort, trebuie să lași timp de odihnă, de refacere pentru organism,
ele fac cerere atât pentru efortul depus, cât și eventual un mic surplus de adaptare de la efortul care l-ai făcut. Asta înseamnă, nu știu, o zi de pauză, mai mult? Nu. Sau e... aici există o gradare sau, cum se spune, o clasificare foarte precisă și diversificată a refacerii după efort. Depinde după un efort, așa zis, de consum fosfocreatinic. Asta înseamnă un efort de 10, 15, 20 de secunde. Da, da, sprinturi. Da, de orice efort. Da. Și dacă, știu eu, tragi un coș de la piață, da, da, da. Când începi efortul, primele 15, maxim 20 de secunde, este un efort cu care folosește carburantul care îl ai atunci în mușchi. Nu gâfâi, nu faci apel la respirație sau la alte rezerve de energie. Acest efort se reface în general în următoarele 20 de secunde. Deci când ai depus un efort din acesta, în 20 de secunde ești capabil din nou de efort. Maxim 20 de secunde. Și lucrul ăsta îl puteți experimenta vreodată dacă aveți un pachet, ceva greu care îl duceți și poate ați observa și alții, o fac inconștient, îl duce până nu mai poate să-l țină în mână, e greu. Îl lasă jos câteva secunde. Până îl ridică și iar poate 20 de secunde să ducă fără efort. Adică s-a refăcut foarte repede numai decontractând mușchiul respectiv câteva secunde. Și cum se traduce asta în teren, în practică? Asta e un început de explicație a refacerii după efort, dar mergând mai departe, sunt eforturile anaerobe, trec direct, nu prin toate genurile de efort și timpul de refacere. Dar ce ne interesează pe noi este, sau să luăm, eforturile aerobe, adică eforturile în care cât consumăm, atâta și ne refacem în timpul efortului. Acestea, eforturile, deci pur aerobe, au un timp foarte scurt. S-au înregistrat cazuri în care după un maraton chiar alergat, dar un maraton alergat în condiții aerobe, nu cu final tare, finalul într-un maraton nu mai e aerob, este efort mic, aerob, anaerob. Da, sau sprintezi... Da, sprintul e anaerob pur, chiar în cadrul maratonului. Dar după un maraton alergat numai în spațiul acesta aerob, a doua zi ești capabil să mai faci un maraton sau să faci un alt efort de natură aerobă la nivel maxim. Și sunt situații în care sunt atleți care aleargă într-o zi 10.000 și a doua zi aleargă 5.000 de metri și își fac record a doua zi pe 5.000 de metri. Dacă efortul lor la 10.000 a fost în majoritate aerob. Dar intrăm prea mult poate în amănântul ăsta, da. Însă ce e important este ca să reținem că eforturile mixte, adică aerob-anaerob, ar fi corect să le numim, se refac cel mai greu. Și cu cât e efortul mai de durată aerob-anaerob, cu atâta e timpul mai lung de refacere. Și la eforturile mari, deci la un concurs poate sau la un antrenament foarte greu în zona asta, îți trebuie până la 72 de ore de refacere. 72 de ore de refacere pentru ca să spui că organismul e capabil să pornească din nou la alt efort în condiții optime. Dacă nu lași acest timp de refacere, atunci începe antrenamentul următor obosit, pe condiții de uzură, de oboseală și de cele mai multe ori, în loc să progresezi, poți să dai și înapoi. Când antrenamentele nu sunt destul de raționale, sunt oameni care
muncesc mult și la concursul merg prost și zic, cum naiba, am lucrat atâta, m-am pregătit atâta și am mers așa prost. Vreau să mă lămuresc și să-i lămurim și pe ascultători. La ce antrenament efectiv vă referiți când spuneți genul acesta foarte intens, combinație de aerob anaerob? Adică pentru un atlet, ce înseamnă asta efectiv când se duce la antrenament? Ce alergă? Da. În o pregătire rațională presupune 70-80% din cantitatea, mă refer la alergare, ca mijloc de pregătire la alergare, 70-80% în condiții aerobe. În măsura în care acest procent începe să scadă, adică să spui 50% aerob, 50% anaerob, efort la un antrenament, deja începe atenție mare la timpul de refacere, fiindcă dacă, așa cum am arătat adeneori, dacă nu-l respecti, atunci progresul este mult mai mic sau deloc, sau poate fi și chiar regres. Și din cauza asta, din experiența mea, și am curajul să spun asta, fiindcă sunt și oameni care recomandă și alte lucruri, alt gen de sfat. După părerea mea, malicioasă, răutăcioasă, cu scopul de a nu spune ceea ce știu ei bine, dar să spună ceva, preconizează eforturi mai mari în domeniul ăsta mix și ca să fie sigur că nu dă la adversar rețeta cea mai bună. Și vă întreb, bun, am înțeles, deci asta practic ar fi cumva ingredientul secret, între ghilimele, al progresului. Da. Cât într-un program săptămânal, să spunem? Nu vă las să terminați întrebarea. Fiindcă vroiam să spun eu și mi-ați luat cuvântul din gură. Okay. Din cauza asta, pentru a fi sigur că nu greșim, e concepția mea de lucru în pregătirea mea, am observat și așa am lucrat o viață întreagă, sau aproape întreagă, că la început am bușbuit și eu ca antrenor, cam de două ori pe săptămână, într-o săptămână de două ori să ai antrenamente de intensitate ridicată, adică în domeniul mix de efort. Exact asta vreau să scot de la dumneavoastră și am reușit, sunt foarte bucuros. Deci, dragi ascultători pasionați de alergare pe distanțe lungi și probabil nu numai, asta este un ingredient secret al progresului, de două ori pe săptămână antrenamente de intensitate mare. Cel mult de două ori pe săptămână. Fiindcă atunci când ai, de pildă, posibilitatea să faci doar trei antrenamente pe săptămână, e suficient unul din cele trei să fie de intensitate mare, ca să poți păstra și proporția cantității de lucru. Bun, deci azi zicem că ăștia sunt pilonii principalei programe de antrenament. Cu ce completăm în rest? Presupun că avem aici, 5 zile de antrenament. Aici mi-a ridicat mingea la fileu, cum se spune. Bine îmi pare, abia aștept să aflu răspunsul. Există concepția asta că la maraton n-ai nevoie de viteză, maraton e de rezistență, faci acolo rezistență, alergi până nu mai poți și poți fi bun la maraton. Este o greșeală. Pregătirea maratonistului trebuie să presupună și pregătirea lui fizică, de pregătire fizică generală. Și dintr-un calcul foarte simplu, luăm ipotetic, dacă un om fuge, ipotetic că suntem la record mondial de maraton, dacă un om fuge două ore la maraton, nu poate să fugă două ore un maraton dacă nu fuge 28, să zicem, de minute pe 10.000. N-are cum să, nu poate să fugă pe 10.000 mai încet decât fuge distanța mai lungă, logic. Și luând așa pe scară, deci nu poate fugi dacă nu are 28 pe 10.000. 28 pe 10.000 nu poate fugi dacă nu are mai bine de 14 minute pe 5.000. Mm-hmm. Adică un 13.50 sau... Deja... Nu poate să aibă 13.50 dacă pe 1.500 nu are 3.40, să zicem. Da. Nu poate să fugă 3.40 pe 1.500 dacă nu fuge pe 800
un minut 50, să zicem. Nu poate fugi un minut 50 dacă pe 400 nu fuge 52 de secunde. Nu poate fugi 52 de secunde dacă pe 100 de metri nu fuge 12,5, cel puțin. Și ajungem la 100 de metri cu 12,5. Ori dacă iau un maratonist și îl pun să fugă 100 de metri să văd cât fuge, și el fuge 13,5, știu sigur că oricât s-ar pregăti, orice ar face, nu poate să ajungă la o performanță mai bună decât corespunde viteza lui în ultima analiză. Ceea ce pare poate acum ciudat, că până la urmă pregătirea unui maratonist sau progresul unui maratonist depinde și de viteza lui inițială care o are. Pentru mine, să vă spun sincer, un element de noutate, niciodată n-am gândit în termenii ăștia, ar conta foarte mult viteza pe distanță scurtă, adică gândindu-mă la pregătirea pentru un maraton. Da. Și atunci ce ar trebui să facem? Și atunci, o luăm tot mai departe, din aproape în aproape. Ca să fugi 12,500 de metri când tu ai 13, trebuie în primul rând să ai forță, fiindcă frecvență, adică depinde de frecvența și lungimea pasului. Lungimea pasului și frecvența la viteză depind de forța care o ai. Ori ca să poți să capeți forță, aici e problema grea, în care am impresia că și interlocutorul meu face greșeală, este că nu-ți trebuie forță să fie forța acolo, dar faci din brațe să mărești musculatura brațului sau știu eu ce. Îți trebuie forță specifică a alergării. O forță în surplus în brațe, să zicem, care nu le folosești la alergare, nu este un plus, e un minus, e o tară. Car kilograme de mușchi, deci nu neapărat de grăsime, car kilograme de mușchi de care n-ai nevoie. Ca să obții forța specifică vitezei și indirectă a alergării și a alergării de maraton în ultima analiză, este cea mai bună metoda noastră, cel puțin zilele noastre moderne, în care ai atâtea surprize de noutăți și modernizări în atâtea domenii, dar până acum nu am descoperit altă metodă decât alergarea la deal. Alergarea la deal sau am făcut eu și unii care nu înțelegeau despre ce e vorba, mă criticau în activitatea mea, izometrie. De ce? Alergarea la deal este specifică forței de care ai nevoie, fiindcă folosești aceeași mușchi pe care îi folosești în alergare și nu alții. Nu alții care se devină o tară a corpului. Și, deci, vrei să crești în viteză, trebuie să faci alergări la deal. Aici, iarăși, trebuie atenție mare, că alergările la deal, dacă vrei să câștigi forță, nu trebuie făcute în regim de rezistență, că atunci câștigi rezistență, nu forță. Adică sunt oameni care, neînțelegând fiziologic efectul exercițiului, aleargă la deal, coboară alergând, iarăși urcă, iar coboară, adică așa, în limbajul mai obișnuit al alergătorului, le fac legate dealurile. Ori făcând dealurile legate, trec în domeniul de rezistență și nu câștigă forță. Deci dealul trebuie făcut în condițiile odihnei mușchiului. Când pleci, să fie odihnit complet, se poate verifica și după puls, să ai un puls la sportiv, spun eu, sub 120, cu cât crește în vârstă, să ai un puls apropiat de pulsul cu care pleci în antrenament. Bun, și practic, și cum atunci, fac? De unde, dacă am un deal în București sau cum? Inventați. Bun, să zicem, nu. Există, dacă am o pantă... există câteva porțiuni prin București în care găsești și dealuri mici, e drept, dar sunt și dealuri. Bun, în să parcul că de la 23 august ne-am acolo. Găsit, da. Panta. Cum o facem? Trebuie abordăm, trebuie ca adaptat, să nu fie legată. Trebuie adaptat
la condițiile de teren la care ești nevoit să te pregătești. Ai un deal numai de... E bine că dealul să fie în condițiile efortului anaerob fosfocreatinic, adică până în 12 secunde de efort pe deal. Adică să sprintezi? Adică să faci, să alergi pe deal repede, nu chiar cât poți, că intri în domeniul ăsta al epuizării, cât e efortul maxim, dar 70-80% din forța, din puterea care o ai, intensitatea care ești capabil să o depui, repetată de multe ori. Cu cât ești mai pregătit, cu atâta poți de mai multe ori să repeți. Poți să pornești la un antrenament de la 80 dealuri până la 80 dealuri, presupunând că ai 80 de metri dealuri. Cam 80 de metri trebuie pentru 12-13 secunde de efort. Da. Și poți să ajungi atât de performanță care poți să facă într-o zi până la 50-60 de alergări de 80 de metri în deal. Da. Fiindcă pentru a fi eficient pregătirea în deal, când cobori după un deal făcut, trebuie să fii sigur când pleci la următorul, că pleci iarăși de la punctul de odihnă. Dacă nu ești la odihnă și încă gâfâi, treci pe domeniul rezistenței și nu mai ai maxim de adaptare la efortul muscular. Și cum e... Cum facem cu alergările lungi? Știți că la maraton asta e gândirea, să alergi mult, adică să faci alergări lungi de 25-30 de kilometri. După, acum ce vă spun eu, nu e un adevăr absolut, cum să spun eu, care toată lumea, toți sportivii din lume îl respectă ca un regulament, ca o regulă. Nu, este opinia din experiența care o am, și care am încercat eu mereu să se bazeze pe elementele fiziologiei efortului. Da. Și atunci am socotit că este bine, de pildă înainte de o competiție mare de maratonul București, cel puțin cu 10 zile înainte, nu mai apropiat de 10 zile de maraton, să faci un 20, 25, 30 de kilometri alergare, cât mai apropiată de timpul pe care ți-l propui să-l ai la cursa de maraton. O singură alergare? O singură dată, ca o verificare, ca o verificare a posibilității care organismului și care îți dă și indicații de timpul. Și revenim aici la altă discuție cu timpul, ca să fii sigur că nu greșești, că ai plecat prea încet în maraton sau că ai plecat prea repede. Da. Pe lângă efectul propriu-zis fiziologic, este și o chestiune practică de dozarea efortului în timpul cursei de maraton. Absolut, asta e esențial. Pentru că, din păcate, să ne apropiem de final, vreau să vă întreb ceva care mă interesează foarte tare. Cum gândim creșterea volumului antrenamentelor pe o perioadă, să spunem, de 8-10 săptămâni de pregătire pentru un concurs? Da. Cred că e foarte important. Important este de unde pleci, adică ce pregătire ai până la aceste 8-10 săptămâni înainte. Să spunem că baza este bună, adică e o pregătire optimă. Important, sau cum aș doza eu eforturile, ar fi de 2-3 ori pe săptămână să fac pregătirea fizică, care e prin alergarea asta la deal, pentru forță mai ales, și exerciții speciale de alergare, care iarăși sunt bune pentru îmbunătățirea vitezei și ușurința alergării. Exercițiile speciale de alergare clasice, adică cele care au efectul direct, cel mai eficient, productiv, sunt 4 exerciții care le-am socotit o viață. Este alergarea cu genunchiul sus, dar care trebuie făcută corect, nu cum o fac. Nu vreau să denigrez fotbalul, dar mi-a rămas în instinct asta. Dar cum am văzut eu la antrenamentele fotbaliștilor, scot pundul afară
și ridică genunchiul ușor sus. Dar ca să faci corect alergarea cu genunchiul sus, trebuie să ai șoldul în față, înainte, așa cum îl ai și atunci când te împingi în alergare, pasul din alergare. Și dacă ai poziția corectă de împingere a fiecărui pas, așa cum ai în alergare, atunci e eficient exercițiul cu alergarea cu genunchiul sus, care, practic, dacă sunteți atenți, nici nu e așa de ușoară. Da. Adică trebuie să faci un efort ca să ajungi cu genunchiul cel puțin la orizontală, atunci când e corect poziția corpului. Deci ăsta ar fi unul. Un exercițiu de bază. Celălalt, două exerciții de bază, asta, alergarea cu genunchiul sus și pasul sărit, un fel de țăritură la fiecare pas, care se angrenează împingerea, adică se îmbunătățește împingerea în alergare la fiecare pas. Și cele două exerciții eficiente astea să fie urmate de fiecare de un exercițiu de relaxare. După exercițiul de intensitate, un exercițiu de relaxare care să-ți permită, pe urmă, să faci altul, celălalt pasul sărit, să zicem, după alergarea cu genunchiul sus. Gesi, spuneam noi, genunchi sus. Și exerciții de relaxare sunt foarte simple. Așa numitul joc de glezne sau joc în... jocul de glezne, care însă, ca să-și atingă scopul, trebuie făcut cu foarte multă grijă. Nu e suficient să rulezi nițel pasul, cum fac în general cei care folosesc acest exercițiu și care e ineficient sau prea puțin eficient, ci să te gândești în momentul acela la o relaxare totală, brațele atârnând de jos, relaxate complet. Să ai impresia că e o cârpă atârnată într-un cui braț, așa se joace când faci exercițiul ăsta de relaxare. Un exercițiu de relaxare și o să revin la cuvântul relaxare. Și al doilea, pasul strângarului, așa numit, care l-am învățat în școală de copii, dar tot așa făcut în condiții de relaxare. Și spun aceste condiții de relaxare și ca mijloc de refacere după efortul celor două exerciții de amplitudine, dar și că, și aici revin iar la un punct foarte important, îl socotesc eu, în activitatea omului care vrea să se depășească pe el, adică urmărește și performanța, este la noi foarte puțin urmărit, zic eu, deși e esențial, este să alergi cât se poate de relaxat. Să n-ai niciun mușchi contractat pe corp care nu se folosește la alergare, la înaintare, la pasul de alergare. Știți ce vă propun, pentru că aveți foarte multe lucruri interesante de spus? Să continuăm discuția asta într-o nouă emisiune, pentru că acum deja cam ne apropiem de final. Așa, ca să fac o sinteză, aș spune în primul rând mesajul dumneavoastră inițial, acela de a nu ne forța limitele prostește, să ne protejăm în primul rând și să nu ne punem inima la grele încercări. Îmi place termenul de prostește, care eu nu l-am folosit. Da, până la urmă e o realitate. Apoi, în pregătire pentru creșterea performanței, e clar că nu antrenamentul plat, monoton, ne duce mai departe, ci să ieșim un pic din zona de confort și să facem aceste două antrenamente în care ieșim din zona aerobă, intrăm în zona anaerobă. Și am reținut asta să o facem pe antrenamente de sprint pe deal, adică în condiții în care musculatura este solicitată suplimentar față de alergarea pe plat. O clipă aici, nu. Pregătirea fizică pentru deal și asta trebuie făcute în zile în care nu facem eforturi mixte, dar două zile pe săptămână de efort mixt înseamnă atunci când alergăm așa numite bucăți în limbajul nostru, de 2000 de metri, facem 5 ori 2000. Facem 2000 în tempo tare, în tempo deci care trece de... alte zile față de alergarea... Iar sprintul astea sunt pe distanțe scurte, două pe săptămână, e suficient pentru refacerea nervoasă a efortului când faci maxim viteză, știți? Dar zile de intensitate în pregătirea maratonistului sunt cele în care fac... pe distanțe, pe anumite distanțe maxim. Deci ies din zona aerobă pură. Am înțeles, da. Acelea fac refacerea
până la 72 de ore. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sunt convins că ascultătorii noștri au avut multe lucruri de aflat. Ne revedem la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine. La revedere!